dulce, acrișor și ceva fermecător. Iată ingredientele alese pentru a crea fetițele perfecte. Dar strimărița Rux a adăugat din greșeală încă un element. Elementul Sims. Așa au apărut fetițele Powerpuff. Și mi-au năpădit orașul! Au, ce mă fac? Oh, ce mă fac? Mă scuzați, domnule primar, nu credeți că e cazul să sunați? Alo, primarul? Ce? Ajutor, urgență! City of Townsville? Veniți în oraș! Vin imediat! Fetelor, să mergem! Bună, YouTube! Astăzi le facem pe fetițele Powerpuff în Sims. Le facem pe ele din episodul când erau adolescente și arătau super, like, 20 fierce slay. Și o să arăt toate super diferit, pentru că, desigur, ele au crescut, sunt adolescente și au gusturi diferite. În episodul la toate arătau exact la fel, dar vreau să le dau a little bit of spice. So, hai să vedem. Ia uite-le. Pantaloni evazate și nebuni? Check it out. She is like so wrong in those pants. Like, yeah, girlfriend. Oh my god. Telefoanele. Hello. Oh my gosh. We were just talking about you. Ador. Where are you? Over here. Oh. Hey. Superbe. So you going to Todd's tonight? I don't know. I gotta get on the treadmill. I just majorly picked out on a donut. If they only had like candy flavored salad or something. Un discurs nu tocmai favorabil, but I guess those were the times. Awesome. Look. Genele astea superbisime, deci abia aștept să le fac, sunt atât de excited, sunt superbe toate. They are not even that cute. Sunt atât de anii 2000 îmbrăcați, like I can't even describe it. Toți sunt îmbrăcați ca niște băieți hip-hopări, pârliți. Sunt atât de drăguți. Uite, Bubbles are floricele, Blossom are brățărit și fundița în cap, desigur. Ia, vedeți că e mai sporty și mai diferită și aici, care ăsta, mai euțul ăsta, așa, mai de fotbal, de cu număr, și are și eșarfa asta aici, în timp ce ele două au platforme și Buttercup are Adidas. What's up? Are aparat dentar, aparat dentar, e atât de cute. You know this guy was annoying. You know he was annoying. Are superstar în picioare, are a red hoodie și șapca asta purtată invers. Deci ăsta nu te mai suna. Băi, dă-i numărul, nu te mai suna. You going to Todd's tonight? So, what are you driving now? Oh, I'm rocking a new Escalade. Wow, de ce are vocea asta cu tricou ăsta polo tip Kanye West? How about you, Blossom? Wanna take a ride on Butch's escalator? Mă rog, voia să arate că ele adolescente erau atât de distrase de băieți că nu mai apăreau de City of Townsville. Vreau să încep cu Blossom, după aia Bubbles și după aia Buttercup. Eu mă credeam mai degrabă Blossom, dar în adâncul sufletului I know for a fact că sunt Buttercup. Dar voiam să fiu aia mai lider, aia mai smart, aia mai nu știu cum. So, hai să începem să o facem. Toate astea sunt basically fetițe albe. We can play around with them. Clar o văd pe Blossom având pistrui. I just see it, că și fiind roșcată o văd având pistrui. Pentru că vreau să reproduc fix era aia din anii 2000, vreau să le fac sprâncene super subțirele la toate, o să le fac modele diferite, dar at the end of the day asta o să aibă. Vreau să le fac ochii destul de mari, deci ochii nu o să arate absolut deloc uman. Și foarte drăguți aveau ochii roz, așa că rozii fac. Nu găsesc chiar un roșu, ba da, roșu ăsta, e absolut superb. Așa, și după aia o să-i punem și gene și orice altceva. I see her nose a little pointy. I'm just gonna make everyone look super different. Vreau să și obișnuiască oamenii să vadă pe internet oameni cu trăsături și forme ale fețelor total diferite, să înțeleagă că absolut toată lumea este drăguță și nu doar the very classical European standards of beauty are beautiful. Și hai să ne uităm la păr. Ăsta arată cute, gen cum are fundița asta aici, dar chiar vreau să-i găsesc un păr care are fundițe. La buze mi se par o dimensiune ok, nu vreau să-i le fac nici prea mari. O văd pe Bubbles, avem buzele mai mari. The reasoning e jocul meu și fac eu ce vreau. Trebuie să-i facem părul prins într-o coadă și să aibă și breton. Astea sunt criteriile pe care vreau să le
le țin la ea neapărat. Poate și un breton așa într-o parte, știi? Kind of cute. Ok, îmi place ăsta. Și the side bags erau foarte, foarte drăguți, dar ăsta este deja foarte interesant. Conține și șuvițele, are și fundița aia în păr, este și foarte lung. And I can have some fun with this. Cred că ăsta este perfect. Vreau să-i dau sprâncenele un pic mai jos ca să se vadă și oferă like a sweeter look. Sunt complet de acord cu părul. O să-i căutăm la accesorii și o fundiță. Ăsta este fundița, nu prea se vede bine. Hai să mai vedem dacă mai am alta. Ia. Nu-mi place deloc, what is this, honey, nu. Uite, ăsta e, este chiar de la un set făcut pentru fetițele Powerpuff. It's kind of cute, îl las deocamdată, e playful. Ok, body type. Deci, o văd pe Buttercup mai musculoasă, o văd pe Blossom just a wee bit stronger și pe Bubbles o văd așa mai micuță și firavă ca să play into her character. And I do see some big boobs la Blossom, pentru că big-chested communities trebuie să fie reprezentate. And I'm giving her big boobs. Vreau să-i găsesc un maieu roz. Vreau să mă joc cu nunții de roz și roșu. Ăsta e super vara lui 2020. Scary. It is the vibe. Se potrivește, dar parcă aș vrea să o îmbrac un pic mai Y2K. Și găsim noi ceva cute. O să mă uit direct la chestii cu roz. Ăsta e cute croșetat. O văd fiind vibe de majoretă. Ăsta are încă o fundiță, which is kind of cute. Ăsta că ea era mai tocilerică așa, merge. Nu mă deranjează. Că nu vreau să replic fix outfit-urile pe care le au ele în poză, că sunt mega, mega simple. Dar o văd pe ea fiind mai preppy. Free Britney, bitch! I mean, I see her being a hardcore feminist cu mesaje despre Britney. Totally Spice! I mean, worlds colliding? Maybe! Hai că, nu, hai că ne mai uităm un pic. Ori ceva foarte soft, ori în plovăraș. Sau corset. Actually, a little corset ar merge. Plovăraș cu cămașă, corset. Eu văd mai mult plovăraș cu cămașă. Plovăraș cu cămașă îi dau atunci. Hai că-i găsim plovărașul cu cămașă. Sau cămașă cu corset și împăcăm pe toată lumea. Ok, hai să vedem ce pantaloni avem. Pantalonii îi vreau roșii. Vreau să văd dacă îi găsesc un pantalon evazat sau îi găsesc o fustiță. Sau le fac la toate un outfit cu pantaloni, ca să replicăm mai bine ăla. S-ar putea să ne schimbăm, că această cămașă nu o să meargă cu foarte multe chestii. They need skirts. Da, uite, vezi, nu se transferă bine fustele cu tipul ăsta de bluză, dar vedem imediat. Ah. Mai testăm câteva și vedem. Capriz! Nu prea merge topul. Nu prea, nu se potrivește cu foarte multe. Cred că renunțăm. Punem un alt provăraș. Hai deocamdată să-i dăm această fustă cu care o mega văd. Și îi dăm ceva plovăraș cu cămășuță sau ceva de genul ăsta. Ăsta ne uitam la el și îmi plăcea, dar ia uite-o. Păi e de 1000 de ori mai bine. Te rog, eu mult, deci te rog, eu mult, este superbă. Cât despre încălțări, niște platforme babane rău, o roz, o roșii, sunt open to colors, ne uităm la ambele. Din nou, content to custom, că n-am ce să-i pun de la Sims, fii serios. Dar o văd cu niște Mary Janes, adică de tipul ăsta, dar nu ăștia, așa sunt foarte urâți. Că e așa, dă un pic spre classy. Sau balerini, uite, ceva de genul ăsta, dar cu platformă. Ia uite pe asta cu șosețică... Super cute. Ăștia îi pun niște șosete mai lungi, cred că. Dar ăștia nu mă deranjează deloc, că se potrivesc foarte bine cu nuanțele din plover. Ăștia-i căutam. Uite cât de adorabil sunt pentru ea. Și punem mai degrabă roz. N-am o nuanță perfectă de roșu, din păcate. Asta nu-și nici roz, nu-și nici nimic. Ok, ăștia sunt mai roz. Over the knee socks. Clar. Nu sunt conform viziunii mele, din păcate. Ce surtănile astea, fratele meu? Ce sunt? Când am achiziționat eu vreodată așa ceva pentru Sims? Ăștia erau pentru ea. Super cute. Hai la accesorii. Șosetele astea sunt kind of cute. Șosete roșii? No. Șosetețe albe, I think. Ok. Îi pun astea. Peste genunchi sigur aveam. Trebuie să le găsesc. Ok. Are these it? Nu-mi plac, nu-mi plac. I get the vision, dar nu-mi plac. It's something off about them. Arată prea ca un character. Dar mai degrabă îi pun astea. Așa. Hai să facem și unghiile. Le are scurte roz. Și hai să o machiam. O să-i dau un machiaj heavy, că la toate o să le dau machiaj heavy. Începem cu o bază la ochi.
Ce superb e rozul ăsta. Ele în desen animat toate au sunt date cu movul ăla sclipicios de personaj de desene animate de tipul ăsta. Dar nu, vreau să dau un machiaj mega, mega heavy. Gene lungi, obviously. Și am niște machiaje superbe. Și să vedem ce-i dăm. Wow, this is gorgeous. Da, ăsta clar. Hai să-i dăm eyeliner. Ce eyeliner playful are. Calm down, girl. Damn. She is gorgeous. Ok, poate un eyeliner așa. Ori cu sclipici, ori mai simplu așa. Și îl dăm cu a pop of red. După aia blush. O să-i dau blush-ul ăla pe care îl urâți cu toții. Care e blush-ul ăsta de tip ai făcut alergie. I just think it's gonna be fitting. L-am făcut mai soft, ok? L-am făcut mai opac, da? Dar ăsta îl dau. Ăsta îl dau. Și imediat îi punem și genele. Hai să-i facem buzele. A heavy, heavy lip gloss. Ăsta arată, face buzele foarte juicy și ăsta. Sunt câteva din și ăsta la fel. Am favorite lip glosses, vă dați seama. Vreau să-i le fac un pic spre roșu. Maybe this one, dar saturația mai tare. Așa, și hai să-i dăm genele. Vreau să-i dau și niște gene destul de ridicole. Pentru că este, până la urmă, un personaj. Dar le-aș da, ia uite, roz. These are... Ok, e too much? Ce ziceți? Îmi place. Pink is never too much. Nu prea să mai vedea eyeshadow. True. Atunci poate îi dăm ceva așa super cartoony și asta s-ar vedea. Nu, deci nu se vede de la eyeshadow. Poate roșii. Nu se vede, da. E foarte greu să se vadă. Dar maroul ăsta se completează foarte bine cu look-ul ei. Și sunt alea cât... Știi când faci un personaj fetiță și faci trei gene sus? It's kind of giving that. Îmi place. Superbisimă! Blossom, commander and the leader. Rupe, rupe. Nu văd lanțuri, că oricum e foarte heavy cu cămașa, dar văd niște cercei. Ceva cerceluși interesanți, tot cumpărați de mine. Uite, ăștia-s fluturași, a bit much. Încerc să mă gândesc cu ce fel de formă de cercei o văd. Inimiorițe, something sweet, fundițe. Ăsta cu cireșele, ceva super soft, super sweet. Ciuperci, dă-te dracu, că știi că e din aia. Știi că e cottage core girly. Eu pun ciuperci, I don't care. What are you gonna do about it? Căpșunici. Nu, sunt căpșunicile. Tot la o parte sunt căpșunițile. Sunt căpșunicile. I am done. Bubbles. This is not her. Ok, let's remove everything. First of all, o să mergem pe... Nu știu pe ce nuanță de blond. Cred că galbenul ăsta. Așa, dar stai să o chelim și pe dânsa. Așa, ochii îi vreau mai mari. Poate o facem mai neutral color. Ok, sprâncenele. Oh my god, nu o să-i fac sprâncenele lui Bubbles. Hai să găsim o formă de ochi. Vreau așa ceva să pară mai... Să pot să mă joc cu ei să-i fac mai mari. Atât de mari pot face? No, they need to be bigger. Let's see for now. I can see buttercup fără spâncene. True, nu-i așa edgy bubbles. Putem să-i facem a platinum blonde. Mai așa. Vedem dacă îi schimbăm culoarea. O văd cu fața mai rotundă. Like a little chubby cheeks. Adorabile, așa. Let's give her like a straight nose. Așa. Ochii, i-aș face mai depărtați. I love a good ochi depărtat. Bun. Zici că e bebele de la Pampers. În momentul ăsta, absolut. E Mr. Proper. Absolut este Mr. Proper. Mai curat și mai ușor, cu așa un ajutor, Mr. Proper. Pentru dânsa, I just see her having smaller boobs. Small boobs representation. Deși nu pot să le fac mai small de atât. Așa pare. Ok. Așa, edit detail mode. Vreau să-i fac buzele. Așa, o buziță mai mare. Nasul. Așa, și ochii fac așa ca să pară mai mari. Up, mult mai deschiși, vezi? Vreau să-i văd tot ochiul. Ia uite cât de mari sunt acum. Sunt așa. I would love it to be more chubby. O face și mai chubby, da. Up. Ok, stai să-i pun alte sprâncene. Și punem deocamdată blondul ăsta. Ca să aibă fața o leacă mai conturată. Și hai să ne uităm la frizuri. Ce tipuri de codiții găsim acestei fete? Sau poate să aibă și niște coculețe sweet. Știi ce zic? Și lipsește și arată așa. N-are gene. Hai să-i pun niște gene mai întâi. Random. Pe care le-am schimba noi. Dar le pun doar așa pentru o secundă. Știi? Oh god, nu pot să-i le schimb. Dispăreți odată! O să-i pun genele astea just for a second, ca să aibă niște gene. Mă gândeam la astea, pentru că sunt pretty playful, sau ceva de genul.
super cute. Mă sperie ochii două să mai lucrez la ei. Mai sunt și versiunile astea împletite, could be very cute, sau astea două la spate. Bubble braids. Bubble braids mi se pare și mie fun și diferite. A zis toată lumea, a zis destul de lume bubble braids. I am done. Bubble braids it is. Bubbles. Ia să vedem. Da, nu-mi place versiunea platinum de păr de aici. E pur și simplu urâtă. Și n-am alte opțiuni. Doar părul ăsta sau ăsta. Dar e un galben urât. Sau galben. Mamă, dar ce e așa urâtă culoarea? Strawberry blonde. Ok, vreau să-i fac tenul un pic mai închis ca să fie contrastul mai drăguț cu părul. Ca și cum ar avea a little tan. Ok, mă deranjează ochii foarte tare. Let me fix them. Că arată speriată, nu arată ca și cum e un personaj cu ochi mari. Mi-am făcut o leacă mai mință, mai așa este. Uite la mine, fetiță, uite drept, te rog. Aha. Nu, nu-mi place forma ochilor deloc. I'm gonna choose some different eyes. Și facem un pic, maybe downturned. Da, așa, stai să ieșim. Și avem nevoie și de alte gene, clar. Dar hai să le scoatem deocamdată. Și facem ochii. Îmi plăceau și că erau mai depărtați. Mai mari de atât nu pot. Nu să fac față mai coborâtă. Sunt un pic downturned, sunt super interesanți. E foarte, e a bit anime eyes. O face așa foarte aeriană, dreamy. Și îi mai modific un pic. Așa. I think she looks cute, dar buzele sunt puțin prea mari, le facem o leacă mai mici. Așa, și skin tone-ul, I still don't like it. Îi dăm și aparatul dentar imediat. Cred că e nuanța de păr, actually. With makeup, she's gonna look a wee bit better. Hai să-i dăm câteva detalii la față. Așa, poți să ia niște highlighter pe nas. Looks kinda cute. Ăsta i-a dat niște nose contour. Uite și ăsta e așa un pic de highlighter. Oh my goodness gracious, she looks dead. Wow, niște gene mai interesante. Ia uite ce avem aici. Oh my goodness, I absolutely love them. They are f***ing huge. Plus, they merg, I don't even care. Asta ce face? Îi face niște gropițe sub ochi. Niște cearcă, niște ceva. Not bad. Ok. Așa, stai să scot din toate highlight-urile astea, pentru care literalmente mult, prea multe. Vreau alte sprâncene. Nu-mi place forma la astea, poate mai drepte. Îi da așa o mini inocență. Și mai lungi, mai scurt. Pare că a plus 3 zile, which is fitting. Da, e interesantă. Bun, hai să dăm aparat dentar. Unde e? Unde e? Și mai puteți, nu puteți să-i dăm colorat. Oricum, mega, mega cute. I love it. Vreau să-mi dau și niște alunițe sau ceva pe față. Așa, mai multe alunițe. Drăguț, foarte drăguț. Așa, și stai să mă mai uit la gene încă o dată. La skin details. Mi se pare interesante și astea cu inimioară. They're so f***ing extra, încât I kind of love them. Ia uite și astea. Și știu că se văd ciudat, dar te uiți doar din față, da? Genele inimă. She would do that. She would totally do that. Hai să lăsăm pe asta și vedem cum vine cu makeup. Că makeup vreau să-i dau the shiniest f***ing makeup in the world. Glittery. Cu bleu foarte deschis. Wow! Totuși bleu-ul ăsta. Dar un pic mai opac. Mai așa, Doamne, e superbă, ce aici nebute, e tâmpi la cap, de frumoasă e femeia asta. Și ca eyeliner vreau ceva a little bit more playful, poate ceva un bright. Cornerul ăsta super sclipicios, no, nu-mi place cum se vede. Oh, wait, I do see a look, like super assuming, că aia foarte asumat, nu assuming. E foarte asumat că e aia plângăcioasă, eu ăsta-i las. Luciul pe ochi, cu siguranță. Dar i-aș scoate ceva, da. Hai să-i scot eyelinerul și o leacă mai simplu. Și la buze, very shiny, almost clear, maybe. Nu-mi place că e cu gura întredeschisă, like, shut up about it. O să arată ca un fund, cu tot respectul. Bun, roz. A lighter pink, nu, rozul ăsta. Nu mai are cearcănele, f**k, am umbrat skin details de aia, nu, vreau cearcănele înapoi, vreau ceva. She needs a bit of a detail. Bun, cearcănele din nou, mari. Așa îi le las. Super. Hai să o îmbrăcăm. Bun. Căutăm a little blue top, dar știu exact pe care îl vreau, unul cu bleniță. E tricou cu fața ei. Erez abemaci. Păreți funny. Ăsta îl caut. Ăsta îl caut transparent. Ăsta ți-l caut. Dar vreau altă nuanță de bleu. N-am altă nuanță de bleu. E a cooler blue than I wanted. E albastru cum e. Urât rău.
Nu, atunci rămâne la bluză. Și vreau o fustițică scurtă sau niște pantalonași. Bă, ce urât sunt ăștia, vai, de capul meu. O văd având chestii cu fluturaș pe ea. Poate ceva din denim. Foarte rău. Poate ceva din denim. Pe ea o văd clar cu leg warmers. Deci o să-i pun. Nu, așa ceva urât n-am văzut în viața mea. Vreau o fustiță canti. Cool. Sparkly. Fundițoasă. Where's my canti skirt? Asta cu curelușă. I can see her butt. O fustă de denim ar merge cu o talie mai așa. Nu mă deranjează deloc, dar aș vrea ceva cu un pic mai mult volum ca să meargă mai bine the leg warmers. These are kind of cute. I kind of like this one. Ce spune de asta cu fluturaș? I kind of like this one. Mai e și denimul ăsta care are variațiuni. Dar tot are aceeași formă ca lui Blossom. Ia lasă-mă să-mi fac eu damblaua cu asta cu fluture, fratele meu. Let me do my dambla. Let me do my leg warmers. Nu astea, nu astea. Sau astea albe. Depinde de ce ciucătoaie îi pun. Deci astea albe sau astea bleu. Astea bleu că-s mai mari. Și this lighter blue. Hai să ne începe pantof bleu îi pun. Ceva mare, ceva cu o platformă nesimțită. Uite, la wedges mă uit. Ceva de tipul ăsta. Știi? Imens așa. Și bleu. Dar nu bleu cu negru. Uggs sau moon boots? I could see the Uggs. Na, are Uggs. Nu mă deranjează deloc Uggs-urile astea. Cred că le-aș pune. Vreau să mă mai uit o dată de top, dar atenție, îmi place topul ăsta mult, deci de fura nu mi-l furați. Trebuie ceva așa super playful, trebuie materiale diferite, super light, sheer, ca să reflecte personajul ei mai bine. Ăsta e mega bubbles și el. We could be doing that too, cu norișorii ăștia. Și mai e versiunea mai bleu cu norișorii ăștia. She could be playful, like that. Putem să lăsăm așa, da. Că e un blu mai frumos, ăla de deaspre mov. Așa, hai să-i punem niște accesorii. Vreau să-i pun ojă și ceva cu model drăguț, da, blu. Oh, this looks way too fake as nail polish, no French. Ceva de genul, vreau să... Are ceva foarte playful. I-a făcut Cătălina Hotin unghiile, știi ce zic? Nu am foarte multe unghii de una dată și nu mor după cele de la Sims, dar n-are unghiile ascuțite, clar. Le are așa, rotunjite. Asta e geanta lui Blossom, las-o în pace, fetiță. Vreau să văd dacă am ceva pentru ea. Asta vondaci merge de Y2K, ce ai? Sau asta? Ia. Eee, mai degrabă asta. Mai degrabă asta. Superbă. Hai să-i punem niște accesorii la gât și după aia îi pun repede poșetă și lui Blossom. Hai să-i dăm un lanț superbisim. Ceva de tipul ăsta mega colorful. E șarfe sau ceva de genul ăsta, un set ăsta foarte 2021. Nu e Y2K, niște, un choker interesant ar merge, două. Hai că îi punem florile astea, gata, florile. Eu nu mă mai uit că iar voi... Astea sunt cele mai Y2K lanțuri, pardon, sunt fix chokerile alea. Alea sunt, dar îi pun pe... Bleu s-ar putea să fie urât. I actually kind of like it. Da. It doesn't get more Y2K than this. E fix chokerul ăla din anii 2000. Azi cineva de buze? Sunt de acord să o fac pe buza de... Ia, stai să intru în detail mode. Haideți cu mine, I'm going detail mode. Îi fac buze de mai subțire. It's a bit too big, though. Și să le fac mai așa. Știi, să nu fie plumpiness-ul ăla perfect. Oh, zâmbește. V-am să-i pun ăștia bleu. Wow, au furniși pe ei. Sau ceva like a full ear aș vedea mai degrabă. Ce egie, băi, nu, asta e buttercup. Măi, sunt biscuiți. Poate niște hoops mari, inimioare, dar aurim. Sau floricele. Floricele sau hoops? Cred că hoops, just hoops îi dau Y2K-ness-ul ăla. Floricele nu sunt atâta de Y2K. Hoops. Mulțumesc. Eu doar aștept să fie cineva de acord cu mine și mai am prefac că mă iau după decizia lor, dar eu voiam să fie hoops. Dar nu hoops bleu, clar, hoops aurii, inimioare. I love it, I love it. Și genele, hai să ne mai uităm o tură la gene. Mi-e interesant astea mai jos, așa. Ok, astea sunt aceleași variațiuni, dar pe maro. Astea sunt mici. I don't want that shit. Nu, nu este ceea ce trebuie. Unde găsesc și eu niște gene frumoase, imense? Deși încă îmi place cum arată fără gene, că se văd ceacănele mai bine. Genele cu inimă, maybe we go for them. Putem să le facem mega nesimțite și aia, ce culori sunt astea? Gene albe? That could be a look. Ce ziceți de gene albe?
că tot așa sunt nesimțite interesante. Gene albe inimioară. It's a look, it's a vibe. Deci i-a dispărut choker-ul, ia. Dacă îi pun lanțul, îi dispare? Nu. O fi fost choker-ul conectat cu altceva. Atunci îi pun set. Nu, nu-mi place setul ăsta, nu. Chiar trebuie să fie choker. Trebuie să fie choker Y2K. Și cercei la loc, sper să nu-i dispară genele. Gâtul e prea gros, ok, îl fac mai subțire. Vreau gât representation. Hai, na, l-am făcut mai subțire, să-i stea choker-ul. Și cercei, îi găsisem cercei flori, nu, îi găsim de big hoops. Că merg mai bine argintii, nu? This is she. Păvăr, nu-i mai tuchii. Și ăla-i super, vreau să-i pun geanta la asta. Deci era la brățări geanta, fix geanta inimioară, nu la rings. Dăm poșeta inimă că este perfectă pentru ea. Doamne. Următoarea, buttercup. I see her more cool-toned. Bun, ochii ăștia mă sperie rău de tot pentru că sunt foarte realiști. Ok, așa e mai bine. This green, this green, nu. Fredul ăsta țipător așa. Nu-i văd fiind prea mari. Ăștia. I know they look very creepy now. Mă sperie ochii ăștia. Dar aveți o lecuță de răbdare. And maybe I can make this work? No, she looks scared. Ok, maybe these. These are super hooded. O să-i deschid un pic mai mult ochii. Știi ce zic? Problema e la sprâncene. Ah, da, sprâncene surâte rău, dar nicio problemă. Vreau sprâncene, fără sprâncene, am zis că îi facem la asta, am zis că nu-i facem sprâncene. Let's see the vision, ok? Hai să vedem viziunea. Hai să o facem brunetă și să-i punem un păr la întâmplare deocamdată, ca să putem să urmărim viziunea împreună, ok? Că viziunea e acolo. Arată prea uman, mă sperie rău de tot. Mă sperie, like, what is going on, girl? Why is she so creepy? Ok, vreau să-i prind părul. No, it's the eyes, man. I can work with these. I can work with these pentru că primul îmi aduc fruntea mai mult și ăștia mai așa. Micro bangs. Uf, I would love some micro bangs. Vreau să-i deschid ochii mai mult. There is something. I'm doing something wrong that makes her look super creepy. Mai apropiați. Arată ca Angelina Jolie, but like upsetting. Vreau să aibă like a big jaw. She looks 40. She does look 40, man. She looks tired. Și cu pomeții așa? No way. She looks dead. Let's bring a little bit of color. Bun. Hai să-i punem this edgy little look deocamdată. She's gonna come to life, ok? Găsim noi un păr interesant pentru buttercup. Vreau să aibă fața super conturată. Vreau să aibă ochii mai mari, dar mai depărtați, că da, din cauza că sunt atât de mari, arată și super creepy când sunt mega apropiați. No, I just need some space, girl. Just like give me a hair that gives me... Okay, I will work with this. Okay, how do I make her look younger? It's the... Da, okay, erau obrajii foarte subți. Ok, vreau să dau urechile foarte mari. I love big ears. I absolutely love them. I think they look f***ing adorable. Nasul să-l dăm un pic mai mare. This is way too tiny for her face. Mai lung, mai lat. I love that. Ok, gata, am dat un pic mai multe dimensiune. S-ar putea să-i trebuiască sprâncene totuși. Hai că vedem. Îi dăm un pic de... Ok, she looks a bit better cu sprâncene. Poate cu sprâncene o ajutăm să pară like mai nervoasă. And that is helpful for her look. Buzele, hai să încep buzei găsim. Like some medium, interesting looking lips. Asta mi se pare interesante. Maybe bleach brows, da, să-i fac sprâncenele blonde, nu să nu-i fac deloc. Niște, o guriță mai micuță, așa. Overall, like a small little lip. I love it! S-ar putea să fie culoarea ochilor, da. Uite, dacă-i fac sprâncenele blonde, albe, ew. Ok, hai să dacă schimbăm culoarea ochilor ne ajută să-i punem un altă nuanță de verde. These are more helpful. Oh my god, she's adorable. We've come a long way. Ok, hai să-i dăm un mullet sau ceva cu un bretonaș mic și vreau un păr destul de scurt pentru ea. I want the meanest looking hair. Asta are vibe-ul ei pe care l-are în desenul animat, chiar în episodul în care e adolescentă și mă interesează un pic. Păr creț. What about... Măi, dar merge la nuntă sau merge să salveze lumea? I kind of love this, dar se vede părul cam prost, dar I love the spikes. Mă rog, îi stă șuvița peste sprânceană, ignorăm asta deocamdată, dar da, ăsta este mai aproape de tipul de păr pe care l-aș vedea. Uite la microbangs-ii ăștia, uite cât de rea e. Sunt foarte urât executate, dar ideea e acolo. I mean, she would wear something like this. Uite, dacă lucrăm cu fața asta, da, cu freza asta și dăm ochii mai jos, sprâncenele mai sus...
și facem sprâncele brunete. Go with me, please. Și nasul mai așa, un pic mai sus, ok, actually. Și mai apropiați. Ok, ochii ăștia nu avantajează, stai așa. Vreau să folosesc părul ăsta, nu l-am folosit niciodată. Îi fac un pic mai așa, ochii mai slanted. Ooh, this kind of look, like, ochii mai căzuți, mai downturned. She looks a bit tired, but like in a good way. No, I absolutely hate it. What have I done wrong? Is it the hair? Hai să vedem ce păr mai avem un pic. Ia uite ăsta. Guys, I do love this. Mai lucrăm la față, dar e freza carcalac, e freza mea. Vreau să-i fac, că facem mai frumos sprâncenele, căutăm niște slit eyebrows, dar eu mă bazez pe ăsta. Nu, stai așa. Sprâncene drepte, da. Oh my god, deși acum fără sprâncene, cu freza asta și cu ochii mai căzuți. Ok, m-am chinit foarte mult la asta. And I do love my buttercup. It works fără. I don't know, she looks like a weird doll, but in a good way. She needs piercings. Da, cu piercings și cu makeup. Hai să lăsăm așa deocamdată. And I love the big ears. O să le fac mai mici ca să nu intre în păr, dar ieșite puțin. I do love them. The no bra look. Hai să-i punem un pic de machiaj să vedeți. Cu genele potrivite și cu machiajul potrivit. Nu genele astea, că o să aibă niște gene mai edgy. Ok, din păcate nu-i stau bine datorită formei ochilor. Mai lăsați-mă să mai încerc un ochi. Ia stai așa, stai. Măi, dă-mi ochiul puțin. Măi, fetiță. Ia uite-o. Now that's better. She is hot. Altă viață. Sincer, it took us long enough. Eu personal i-aș da o cicatrice. I don't know why. I just feel it works. Nu foarte mare. S-a luptat un pic mai mult decât celelalte fete. Și cred că o cicatrice ar face-o... eye bags. S-ar arate superb. Poate asta așa. She would have one. Și acum hai să-i băgăm cele mai nesimțite și multe piercing-uri. I am in love with this girl. În sprâncenele pe care nu le are. I love it. I kind of love it. Piercing, pot să-i pun două piercinguri? Nu pot. Ah, da, uite, astea duble așa. She's cunty. She's super hot. În ambele sprâncene, I love it, I love it, I love it. Hai să-i facem machiaj atunci, dacă am decis părul. A, vreau să mă uit la skin details, dacă pot să-i dau ceva. I-am dat scarul. Mai e ceva ce aș putea să-i mai dau dânsei, trânsei, poate alte gene de aici. Why is she so hot, though, cu genele astea mari? Da, nu, e emo, dar e emo care se aranjează așa. Băi, eu îi pun astea. Atâta zic. I-aș pune și alunițe. Și hai la machiaj. La machiaj îi fac the darkest, greenest, nastiest, most beautiful makeup. Like super închis la culoare, dar cu this shiny one though. It is looking good. Ia uite-o pe asta. It's too much. Dar still, nu cu glitter. I want some really dark vibes. Ăsta metalic e un pic too much. Panda eyes. Ăsta de la Sims might actually work. No, I love this. I love this. Așa, și un eyeliner nesimțit. Nesimțit gros negru. Și vreau un, nu vreau blush, vreau like some dark contour. I-a pus și contour pe nas. She would do that, I love it. Oh my god, poate punem, e singura care n-are lip gloss? Nu cred, trebuie să aibă și ea lip gloss. Dar îi fac un lip gloss super închis la culoare vișiniu. Lip gloss verde. I don't care, I'm doing this. Nici nu mai citesc comentariile. I am done. Tatuaje în schi facem. Toate tatuajele. Vreau să fac mușchiuloasă la maxim. Efectiv, toate pătrățelele are. Tatuaje, da. Not a full sleeve like that. Mai așa. Da. Vreau un top de tipul ăsta care să aibă o mică versiune sport sau să fie foarte metalic sau lucios și vreau neapărat culoarea verde. Înțeleg ce vreau să fac cu mânecuțele și nu mă deranjează că aș vedea o având ceva cu mânecuțe. Dar nu este ceea ce caut eu. Și ceva mai revealing o văd. Dar nu, vreau ceva metalic, dar nu ăsta. Ăsta-l vreau. Deci ți-l vreau pe ăsta, știi cum? Nu este verdele potrivit, din păcate. Dar uite de superbie. Ia uite că am găsit o nuanță de verde mai acceptabilă. Mamă, ăsta rupe. Mai degrabă un top de genul ăsta și aș pune și niște mânecuțe. Dar îi punem pantalon sau îi punem fustă? Cargo pants, ziceți. Pantalon, clar. Că aia să fie aia diferită, să n-aibă fustă. Înțeleg. Cam shiny pantaloni ăștia. Un pantalon scurt. Sau o fustă scurtă cu cargo, poate găsesc.
This is so beautiful. Nu este nuanța potrivită de verde, dar I can make it work with a different top. Maybe even this one. Nu au nuanțele de verzi care... Nu ăsta. I-aș trânti un hanorac, dar nu. Nu. Opa, poate putem să-i pune sau cămaș așa cu mânecă lungă. Ok, the skirt. Oare avem și alte nuanțe la ea? Poate îi facem cu negru? Dacă îi facem negru și verde. Că mi se pare că fusta cargo nuanța aia era problema. Că nu mergea cu alte chestii verzi. Atunci mă mai uit o dată la tricouașele verzi mai sporty. Că dacă îi punem cargo neagră, ne-a mai salvat un pic din timp. Și topul ăla care îmi plăcea mie. Sau un din ăsta așa interesantel, de plasă. I mean, this is pretty cool. Pentru că are, îi lasă destulă talie la vedere, dar e un pic mai diferită față de cealaltă, mai acoperită în partea asta. Și îmi place că e lung până aici. I like it. Și pun cel mai chunky cizme lungi pe care le-ai văzut vreodată în viața ta. Sau ceva mai adidășesc, nu de tipul ăsta, dar ceva de genul îmi imaginam. Can she fight in these? Not really. Poate peste genunchi. Nu, sunt foarte urâte, Doamne, iartă-mă. I don't have the right boots. I can't live without the right boots. Opa, how about these? Ceva de tipă punk. Niște bocăncioși din ăștia și ne mai uităm un pic la fuste. Ne mai uităm o secundă la fuste. Dacă mai vine ceva, nu știu de unde pică ceva. Verdele ăsta închis e puțin bombă cu dantela aia. Sau ăsta cu curea și pun alt top verde. Un corsetoi. Un corsetel așa obraznic. Stai mă să mă uit dacă au alte nuanțe de verde și dacă m-am blocat în asta. Ia uite-te puțin. Ia uite-te un pic la ea, cu verde închisul ăsta cum e. Ia uite-o. Cred că o să-i pun ăsta verde simplu, că merge cu buzele. Și vreau să dacă poți să-mi pun un ciorăpel cu plasă. Simt nevoia de un ciorăpel nesimțit. Maybe. Sau fishnet, da. Ok, e mult prea rocăriță. Era aia emo, Y2K. Dăm ciorapul cu plasă. Vreau un ciorap classic cu plasă. Ăștia erau, așa, negri. Da. Așa e dânsa, mai rocăriță. Hai să-i pun cel mai nesimțit de unghii. Ador că a evoluat de la cum am început, care era un pic mai soft, la tipa asta mega edgy și diferită. Ok, are prea multe tatuaje. Vreau să-i las doar o mână. Două mâini e too much. Bun, îi trebuie și o gentuță. Guys, of course are ghiozdan. Of course are ghiozdan. No, I'm so ready for this look. Doamne, iartă, mă-i pun și un choker, ai de mare dreptate. Nu, no, da, asta e. Dă să-i pun the nastiest fucking choker you'll ever see in your life. Cerceii văd având o ureche plină. Ceva de genul, toată urechea. Mai mult. Așa e a bit too much. Sunt prea mulți peste tot. Uite, ceva de genul, vreau toată urechea așa. Așa vreau. Ia, yeah, this is she. Blossom. Bubbles. Pe him, hai că-l fac și pe him. Îl facem repede. În primul rând, we have to make him red. Unul la mână. Sprâncenele, super cunty. Ochii, foarte mari și ochii lui. Nasul foarte mare. Foarte subțire. I don't know how to... Ba nu, de fapt e mai degrabă ceva de genul ăsta ascuțit. Evil, așa. Pointy, like unhuman. Nu trebuie să arate uman. Buze subțiri și negre. We're kind of already there with these. Buzele le fac mai jos și are bărbia foarte ascuțită. Capul chiar mai lung de atât. Vreau cel mai lung cap. Subțire așa. Mamă, e urât rău de tot. Dar într-adevăr, dacă îi fac așa, ochii par mult mai mari. Oh my god, he's so... Guys, this is... I'm living a nightmare. Urechile mega ascuțite. He's the most cunty. Bun. Părul... Nu știu dacă o să găsesc un păr așa urât. O să-i găsesc ceva cu chelie, I guess. I mean, this has the same energy, I guess. E un pic într-o parte. E ăsta, ești nebun la cap. Sorry. Hai să mă mai uit la niște sprâncene, poate găsesc unele mai rotunjite. Astea. Astea sunt. Și cum pot să-i fac gura mai lungă? Oh my god! Guys! N-are mustață. Nu are mustață, are doar un cioc urât, rău. So, it's kind of this. Ăsta este foarte ascuțit, dar nu are și mustață, așa că o să-i dau ăla de dinainte. Ăsta, așa. The boots. Deci știu că nu se potrivește ăsta, dar e cam aceeași energie și n-am ce să-i pun la guler. O să caut ceva guler. Dar mă mai uit. Mă mai uit că nu știi cum găsești a cunty little dress. This is giving the same thing. Doar că pe roșu. Yeah, it's literally his outfit.
A red top și a tutu skirt. I can see that. Stai să-i găsesc the cuntiest little... quaintiest little boots. Ia uite-le. Oh my god. Uite, ăsta mai transparent. Ok, și acum să-i dau altă. Vreau fustiță canti roșie. Și poate că găsesc o curea. Mhm. Mhm. Să vedem ce accesorii putem să îi mai punem. Cred că l-am făcut cât de canti puteam. He is kind of hot. Și niște gene nesimțite. Deci dacă nu-mi dai gene, eu fac urât acum. What are these? They're not canti enough and you know it. Skin details. Lasă că intrăm la skin details. Dinții. Deși el nu-i avea așa. It does make him scarier. A pointier nose, doamne, da. Da. Nu știu ce am făcut, but he looks better. Ia și ăsta. He's so ugly as a human. Oh, he's better now. Cante, 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 haide. And yeah, guys, this is the happy little family. Cu fetițele Powerpuff și, of course, him. Băi, primare, dar nu m-a mai sunat, deci eu nu-ți vin. Dă-mi subscribe. Aww, what a great ending. So once again, the day is saved. Thanks to the Powerpuff Girls. Oh, I just love these stories where you laugh and learn.